Oameni buni, 1.15 se apropie de noi foarte, foarte rapid, așa că am pregătit astăzi 15 modalități ingenioase de a folosi honey-blocurile, honeycomb-urile, stupurile de albine și toate nebuniile ce țin de albine, bineînțeles. Așa că este foarte posibil să fi văzut câteva și la YouTuberii din străinătate, dar ce să faci, ăia sunt puțin mai rapizi și trăiesc din chestia asta și da, și mult mai creativ, recunosc, și toate alea, așa că dacă sunteți foarte iritați de chestiile astea, puteți leave. Ok, bun. Acum hai să trecem la lista noastră. Primul de pe lista noastră este lampa făcută din honey block. Eu zic că arată destul de interesant chestia asta și bineînțeles, ca să fie o lampă, să fie destul de bună și funcționabilă, va trebui să punem un glowstone aici și după să o înconjurăm cu niște trapdoor-uri, dar acum depinde ce preferați. Cu siguranță ar trebui ceva plin, să nu se vadă că îi, cum se cheamă, să nu se vadă că e glowstone acolo, să se vadă doar pe partea asta de sus că este glowstone, dar eu zic că arată destul de interesant dacă îi faci așa un drum, dar nu neapărat pe din afară, putem să facem și în interior această lampă, cât de cât arată destul de decent, părerea mea. Hai să trecem la următoarea și următoarea este interesantă și să zicem că ai un loc unde ai o fermă foarte, foarte mare de albine și într-o parte vrei să faci câteva chestii, decorațiuni interesante și poți să faci chestia asta, că e un fel de siloz care varsă, dacă te uiți din partea asta arată șmecher, arată ca și cum varsă mierea într-un locșor de asta și mi se pare destul de calmea chestia asta. Avem și aici miere foarte calmea, putem să o depozităm într-un mod sau altul, eu zic că merge, este destul de decent. Acum depinde, trebuie să fiți cât de creativi puteți și să încercați să adăugați și alte chestii pe lângă, cum ar fi albinele, cel mai probabil ar fi cel mai drăguț. Bun, easy peasy, ușor de făcut, câteva trapdoor-uri, câteva barrel-uri, easy. Bun, trecem la următoarea. Următoarea este tot ceva de genul ăla, numai că este o combinație. Toată lumea, când vine un nou bloc în Minecraft, încearcă să facă chestia asta, pune blocul ăsta din Minecraft, să zicem că ăsta este noul bloc din Minecraft, da? Vine lumea și face, cum ar arăta dacă ar fi într-un butoi? Ei, arată ca niște bucăți de roșii stricate, I don't know, știi? Toată lumea face chestia asta și cam asta s-a întâmplat și cu acest bloc. Dar la honey block este ceva mai special, părerea mea, pentru că are leere, dacă vă uitați voi bine. Vedeți că este puțin mai transparent aici și după este puțin mai închis. Merge mult, mult mai bine într-un barrel de ăsta. Barrel înseamnă butoi, dacă nu v-ați prins încă. Ăsta este barrelul adevărat din Minecraft, dar noi tot încă facem chestia asta pentru că ne place să fim creativi și să avem mai multe posibilități. Da, deci arată super șmecher, vă recomand să-l faceți când apare 1.15. Hai să trecem mai departe. Mai departe avem lampa asta pe care probabil ați văzut-o peste tot. Lumea făcea înainte cu quartz pillar, dacă nu mă înșel, această lampă. Adică toată lumea face. Oh, no, ce-am făcut? Oh, shit, oh, shit. Dragon egg, come on here. Așa. Și așa, super. Așa făcea lumea lampa asta și trebuie să recunosc, arată mai bine decât cu honey block-ul, dar este posibilă și cu honey block-ul și chiar cu honeycomb block-ul, dacă nu mă înșel. Chiar arată destul de mișto, părerea mea. Dar hai să zicem că asta e ok. Știți cum sunt lămpile alea care se mișcă înăuntru și toate alea? Deci nu știu dacă se cheamă lămpi, dar probabil vă dați seama ce vreau să zic. Și au așa un mic flow, zici că e lava, lava lamp sau ceva de genul se cheamă. Da, e destul de interesant. Acum numai să găsiți ouul de dragon, să-l luați și să folosiți, să faceți lampa asta. Eu zic că ar fi destul de interesant. Această idee am văzut-o la System Z și mi s-a părut foarte, foarte creativă. Este ca și cum locul acesta este un loc de fierar, aș zice. Este... și aici gen, curge oarecum sau... da, să zicem că curge aurul și după se întărește și devine aur. Nu știu, mi se pare destul de creativ. Unde e goldul? Gold. Și să zicem că ăsta e produsul final și acum ăsta de-abia o ajuns aici, de-abia l-a topit. Și acum au ajuns aici frumos și urmează să se facă la fel de tare. Nu știu, chiar e super tare. Și aici niște chestii basic. Mă rog, asta era șmecheria cu haniu, care poate deveni gold. Dar asta doar trebuie să vă folosiți imaginația, ca întotdeauna, că ăsta e jocul Minecraft, nu? Trebuie să-ți folosești imaginația. Da, mi se pare foarte tare și hai să trecem la următoarea. Bom! Următoarea este foarte interesantă pentru că toată lumea a observat chestia asta, că poate să facă acum lumea cu blocuri din astea. Tot timpul am vrut să facem un țarc pentru animale cu blocuri de genul acesta și n-am putut pentru că animalele, bineînțeles, săreau. Dar acum cu abilitatea asta interesantă a honey blocului să nu poți să sari, practic animalele nu poate să sară. Și putem să avem și noi niște țarcuri puțin mai interesante. Și dacă vrei să mai adaugi alte detalii, trebuie să ai grijă să pui honey peste tot ca să nu poată să sară nicio văcuță. Acum, ca să vă învăț eu o chestie mai interesantă, trebuie să luați carpet și să puneți pe astea. Dacă puneți carpet pe astea, vă zic eu că cât de cât o să arate puțin mai bine. Sau puteți să mai puneți și trapdoor-uri. Acum depinde dacă vreți voi să faceți asta. Dar decât să se vadă galbenul ăla, de 1000 de ori mai bine arată cu carpetul ăsta. Am păstrat-o special să vă arăt pe videoclip. Acolo e mai nasol, dar nu este bai. Oricum, destul de interesant. Destul de interesant. Nu știu dacă voi face, dar dacă voi găsi niște albine pe lângă mine, probabil aș încerca-o. Mai departe avem o lampă. Practic, asta se poate face și într-o cameră, se poate face și într-un foișor sau ceva pe din afară. Tot așa cu un honey block și niște glowstone. Și sunt sigur că trece lumina destul de bine prin honey block, deci all good in the hood. Da, să zicem că ar putea să fie un foișor. Da, cred că un foișor ar merge bine aici. Și da, folosiți și voi chestia asta că o să fie interesant. Chiar e și galben, e perfect pentru o lampă, ce naiba. De acum am lăsat honey blocul la o parte și ne-am băgat puțin pe honeycomb. Honeycombul acesta minunat, dacă stați și vă uitați așa de la distanță, ziceți-mi mie a ce seamănă asta. Seamănă un grilaj din lemn făcut ca să poată să urce florile pe grilajul respectiv. Că sunt anumite flori care urcă, sunt flori urcătoare sau ce urcătoare, nu știu dacă așa e numele, whatever. Ideea este că urcă așa ca lumea și este un grilaj făcut din lemn. Dar de data aceasta nu este făcut din lemn și este făcut din honey. Dar eu zic că e cea mai apropiată chestie pe care o avem și bine, cred că se mai poate face și din grilaj cu ăsta, dar who cares? Eu zic că arată destul de ca lumea și frumos. Da, bun, hai să mergem mai departe. Mai departe avem aici un fel de tapet, m-am gândit. Că honeycomb-ul ar merge ca și un tapet, numai că mă cam dor ochii când mă uit aici și dacă vă uitați așa, vă uitați, da? Ceva nu este în regulă, ceva, ce ai făcut aici, Kolpir? It's out of place, ceva nu e în regulă. Ei bine, da, ați observat bine, podeaua este făcută din beehive. După cum vedeți, beehive-ul acesta are partea de sus a blocului, are o textură foarte smooth, așa fină, aș putea zice, și mi se pare genial, drăguț. Și am pus aici niște floricele, bla bla bla, nu știu ce o fi, asta e un fel de seră, I don't know, dar arată drăguț chestia asta și probabil voi folosi o podea de genul acesta că arată destul de ca lumea. Oh da, ați ghicit! Acesta este un Pineapple! Acesta este un pineapple, oameni buni, adică un ananas. Ziceți-mi mie că ăsta nu seamănă cu un ananas. Deci este incredibil cât de creativi sunt unii oameni că au venit cu ideea asta. Dar chiar arată ca un ananas, ești tâmpit. Oh my god, this is so interesting. Acum nu știu unde poți să-ți pui ananasul ăsta, gen ce să faci cu el și cum să-l pui, pe unde să-l pui. Dar trebuie să recunoști că e un ananas asta. Mai departe avem o fermă de albine. Hai să punem și albine. Ia să punem albinele. Și duceți-vă, munciți, albinele mele. Și ce avem noi aici? Avem un costum de apicultor. Și avem și asta, beehive-ul, logic, cu scaffolding. Oh shit, ce am făcut? Ca să-l țină bine aici. Și am mai pus și un trapdoor sus, un pressure plate, mă scuzați, ca să-i dea puțin detaliu, să fie puțin mai interesant, să fie mai 3D, bla bla bla. Dar ăsta clar este costum de apicultor, da? Deci trebuie să-l folosiți neapărat. Și am zis că arată destul de drăguț, așa, un loc pentru albinele noastre. Mai departe, aceste beehive-uri sunt incredibile. Și dacă treceți peste ideea că sunt niște beehive-uri, o să vedeți că o să fie cea mai șmecheră mobilă pe care o avem. Ei, nu chiar cea mai șmecheră pe care o avem, mai avem altele, dar o să fie un nou bloc care o să ne ajute să facem interioare destul de interesante. Adică aici clar avem niște sertare super bune și este schema asta făcută de Green, dar probabil o făcut-o mulți alții înaintea lui, dar whatever. Dar e șmecheră tare. E ca și cum deschizi raftul și vezi ce ai pe aici, super ca lumea. Am mai pus eu pe item frame-uri niște chestii. Și aici avem un birou, super fine biroul ăsta. Am uitat să pun... încă nu s-a schimbat, încă e lumina asta proastă aici, e nasol tare. Așa, și putem să punem și un de ăsta și mai punem și asta. Fiți atenți, bă, băieții mei, bine, poate puteam să-i schimbăm culoarea, dar e ok și asta. Așa, și tot așa niște rafturi aici la birou, un păhărel, un subscribe, ce. Așa, și asta e toată șmecheria. Deci aceste beehive-uri o să fie foarte... mișto pentru interior design. Și acum trecem mai departe. Ce avem noi aici? Încă o nouă lampă. Desigur, această lampă se poate face și cu acest end rod. Se poate face și așa, părerea mea. Uite așa. Și tot arată super ca lumea. Să nu mai zic că se poate face chiar și așa. Și așa, dacă nu mă înșel. Ia, hai să vedem cum arată, da? E, nu chiar. Doar dacă o pui în direcția asta oarecum. Fiți atenți. Ca să nu se vadă prostiile alea de găuri. Aha, ia uitați. Zici tu că nu arată o lampă. Arată lampă, ce mai? Și pune și ăsta. Din nou arată lampă și cu ajutorul end-rodului, care o să lumineze. Bineînțeles că este o lampă. Și poate n-ați observat până acum, dar vă zic eu imediat, în afară de chestia asta mai avem ceva special aici și acelea sunt beehive-urile care le-am întors, sunt puse așa, pentru că după cum vedeți este o mică textură aici care e mai deranjantă și prefer să vezi chestia asta așa conectată ca lumea și merge foarte bine cu oak plank-uri și sus la fel, vedeți? E o textură nouă, ca lumea, merită încercată, vă recomand. Și da, mișto o idee de cameră, părerea mea. După cum ziceam, oameni buni, dacă reușiți să treceți de ideea aia că bă, frate, astea-s beehive-uri, sunt făcute special pentru albine, bla bla bla. Nu, astea sunt perfecte pentru un storage room. Să nu mai zic că putem să punem și barrel, putem să punem și chest, putem să facem o grămadă de chestii. Deci dacă vreți să umpleți o cameră, să ziceți că aveți o cameră plină cu ceva, nu știu, cu storage, da? Puteți să faceți una de genul acesta, n-am mai făcut pereții, dar așa ca idee, looks very interesting. Și ultima de pe lista noastră, am zis că acest bee nest, stupul de albine, este potrivit, cel puțin chestia asta de sus, textura de sus, cum e textura de jos? Este la fel textura de jos, numai că este puțin mai întunecată, așa că poate să fie un acoperiș mult mai ok, părerea mea. Da, arată acoperiș destul de bun. Tavan, mă rog, nu mai contează. Dar ce încercam eu să reprezint aici? Încercam să reprezint un covor. Știți cum covoarele au anumite forme geometrice? E, așa m-am gândit eu că ăsta ar fi un covor. Și desigur, cum am folosit beehive-ul, așa putem să folosim și stupul de albine ca și un... nici nu știu cum să-i zic, dar putem să-l folosim și pe ăsta în modul acesta. Acum, eu sincer nu prea l-aș folosi că mă cam dor ochii, dar în anumite locuri poate ar merge, cine știe, cine știe. Acum, na, cam astea au fost ideile mele, oameni buni. Au fost în jur de 1, 2, 3, vreo 15-16, nu știu exact câte am făcut. Dar eu zic că sunt destul de interesante ideile acestea. Știu că le-ați văzut și pe la alți oameni din străinătate. Sorry dacă vă uitați la chestiile astea, dar altceva nu se putea. Adică am încercat, m-am chinuit să scot și alte idei și toate alea. Am scos câteva idei și le-ați văzut în videoclip, dar, you know, it's hard. E complicat să vii cu foarte multe idei, pentru că oamenii ăștia sunt foarte creativi și scot imediat videoclipurile și bam, 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 și când vrea și Kolpir să mai facă ceva, deja e full de idei și toate sloate și nu, aia au făcut o grie, nu, aia au făcut-o ăla au făcut aia, ce, whatever. Uitați-vă și bucurați-vă de ideile pe care vi le-am oferit și sper că vă ajutați și pentru 1.15 sper să faceți și voi una dintre astea, măcar una dintre astea sper că vă sărit în ochi și o să țineți minte să o faceți pe lumea voastră. Bun, cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Eu am fost Kolpir și dacă doriți să lăsați un subscribe, un like, aș aprecia foarte mult și desigur să activați clopoțelul cu notificări și dacă vă place ceea ce fac, să deveniți și membri. Chiar ar fi foarte drăguț din partea voastră și eu aș aprecia foarte mult. Eu am fost Kolpir și ne vedem data viitoare. La revedere, oameni buni!